Eric Lincar este de la începutul acestei săptămâni noul tehnician al formației CSM Râmnicu-Vâlcea. Acesta a fost prezentat într-o conferință de presă, după care a susținut și primul său antrenament cu elevii săi de la revenirea în Zăvoi. Lincar îl va avea ca secund, ca și în mandatul trecut, pe Fane Noftivoici, iar Robert Tufișii a rămas antrenor cu portarii. Argumentele cele mai importante sunt acelea că a trebuit să optăm într-un termen destul de scurt, să ne gândim la o soluție pentru banca tehnică, și ne-am orientat către Eric, în primul rând pentru că el a lucrat cu o parte dintre jucătorii noștri, fie că au fost la actualul club sau la alte echipe pe care el le-a antrenat. Și încă un argument, faptul că este un antrenor care cunoaște seria noastră, seria a doua. Chiar trei dintre echipele calificate în play-off, având meciuri directe în acest sezon, și asta înseamnă că sunt echipe pe care el le-a analizat și sper să avem împreună să avem o reușită. După cum bine știți, mai sunt 8 etape. Eu doresc să încercăm să facem cât mai multe puncte, să ne clasăm pe un loc cât mai bun. E adevărat că diferența de puncte față de primele două clasate e una considerabilă, să spunem. Dar nu, cu siguranță voi vorbi și cu jucătorii și obiectivul nostru al tuturor va fi să începem să câștigăm cât mai multe jocuri. La stadionul din Zăvoi a fost prezent și Claudiu Niculescu. Fostul tehnician a venit să își ia rămas bun de la echipă și a urat mult noroc actualului antrenor. Ce se spune în astfel de momente? Mi-am luat la revedere de la ei. Le-am mulțumit pentru felul în care am colaborat de un an și jumătate cu mulți dintre ei, cu câțiva doar de câteva luni de zile, și le-am urat multă baftă în continuare în aceste meciuri care au mai rămas până la finalul sezonului și în cariera lor. Merg acasă să mă odihnesc puțin, să mă liniștesc și după aceea, bineînțeles, în funcție și de ce oferte voi primi, voi sta, voi analiza și sper să se întâmple cât mai curând acest lucru, pentru că îmi place ceea ce fac și fac cu pasiune ceea ce fac. Eric Lincar va redebuta ca noul antrenor al CSM în jocul de la Reșița cu Metalul, echipă care i-a pus mari probleme în ultimii ani și l-a învins și la Drăgășani, dar și la Craiova.